cum să cultivați ciupercile, cum nu o să mai, nu o să se mai lipească. Na, am uitat să sigilez sacul la un capăt și mi-a ieșit pe partea cealaltă. Cred că tai asta la filmare. Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la cultivat de ciuperci. Am să vă arăt cum o să cultiv eu ciuperci pe substrat de paie. Ca să cultivați ciupercile aveți nevoie de miceliu pe grane, bineînțeles. Aveți nevoie de peleți de paie sau normal se face cu paie, dar procesul cu paiele este un pic mai complicat și faci și mizerie și alte chestii. Așa că cu peleții lucrezi și mai curat și având în vedere că procesul prin care se fac peleții de paie este unul, să zicem așa, că le și sterilizează în același timp. Deci practic sunt făcute prin presare și încălzite. Deci practic paiele sunt încălzite și presate. Practic sunt, să zicem, sterilizate. Așa că nu ne va rămâne decât să le pasteurizăm. Așa că o să le pasteurizez, imediat o să vedeți și o să rămâneți cu mine în acest clip. De aceea am ales peletul de paie. E mai bun peletul că nu faci mizerie. Economisești timp. Avem nevoie de saci din ăștia care rezistă la temperatură. Ăștia sunt niște saci pentru băgat alimentele în vid. Și rezistă până la temperaturi de 80 de grade. Exact cât îmi trebuie mie, cât o să îmi trebuiască mie. Pentru că procesul de pasteurizare trebuie să fie între 65 și 80 de grade. Ăsta este procesul de pasteurizare. Deci nici să coboare sub 65, nici să fie mai mult de 80. Deci trebuie să fie între 65 și 80, cel puțin o oră jumate, ca să se pasteurizeze. În fine, așa, deci avem nevoie și de saci, de pele de paie, de, bineînțeles, de miceliu pe grane, care ați văzut în clipul anterior, în clipul în care am inoculat miceliu pe grane. Avem nevoie, bineînțeles, și de alcool, pentru că va trebui să dezinfectăm, va trebui să lucrăm tot așa, va trebui să lucrăm curat și avem nevoie și de un ac. Așa, acum luăm fiecare sac și punem în el, o să pun două căni de pele de paie, dar va trebui să fiu foarte atent să nu ating marginile sacului, pentru că după aceea va fi probleme când îl voi sigila. Nu o să se, probabil, dacă prinde un pic de impurități, de gunoaie, nu se va sigila bine. În fine, o să punem prima cană, ușor. Așa, o cană și două. Două căi. Așa. Am să mi pun frumos aici undeva. Și am să-i umplu și pe ăștia alții. Mi-am făcut trei săculeți, exact pentru trei borcane cât am eu aici. Și acum mergem cu ei să-i pasteurizăm. Am pus apă în această oală. Apa nu va trebui să ajungă până la temperatura de fierbere, trebuie să ajungă până la 80 de grade. Am aici un termometru de bucătărie cu care mă ajut, adică măsor temperatura, să fiu atent să nu treacă de 80 de grade. Că apa a ajuns la temperatura de 80 de grade, la temperatura care îmi trebuie. Acum mi-am adus și săculeții aici. Acum o să pun, deci am pus o cană de 1 litru de pelet, de fapt două căni, am pus două căni de pelet de 1 litru, o să pun și 1 litru de apă, 2 litri de apă. Așa că, deci 1 litru de pelet, 1 litru de apă. Și avem 2 litri aici. O să punem în pungile astea,
Bă, păi ele scriau că sunt rezistente, eu sper că chiar așa e. O să punem peste pe ele. Așa. O să vedeți că peletul se umflă deja. Așa că o să avem umiditatea necesară cât trebuie. Trebuie să nu mă opăresc eu. Mare atenție. E foarte fierbinte. 80 de grade. Ok, și acum facem sacii așa. Îl închidem frumos așa. Ei o să se și sigileze. Pentru că la temperatura mare, temperatura asta la căldură, o să se sigileze sacii. Și am să-i pun aici în lada asta. Deci îi pun într-o ladă din plastic aici. Și după aia o să-i învelesc. Am foarte atenție mare că... Că e periculos ăsta. Dacă a picat apă fiartă pe mine, m-am învelit. Sau cu o mână. Mare atenție, la neatenție. Așa, și o să ne pun încă o jumătate până în asta. Deci, o să-mi trebuiască... E prea uscat peletul ăsta. Și îmi trebuiește 2 litri jumate de apă. Ok, închidem frumos așa sacul, așa nici nu va, se va sigila el singur și nu va intra nici nimic la el, nu va exista să se infesteze cu ceva. După cum ați văzut, le-am pus în acest, să zicem, recipient de plastic, am să-i pun capacul și le-am adus aici în cameră pentru că am să le acopăr cu niște pături ca să facem pasteurizarea cum trebuie, pentru că va trebui să stea între 65 și 80 de grade timp de o oră jumate. Deci cam atâta trebuie să stea timp de o oră jumate, între 65 și 80 de grade ca să se facă pasteurizarea. Așa că le-am adus aici în camera asta, că nu mă deranjează. Aici este camera, cum să zicem, mai mult pentru, ca o magazie, să zicem așa. Camera asta. E și o magazie, e și birou, e de toate aici. Ok. Mamă, dar grea e. Așa. O să o acopăr bine cu păturile astea. Ca să mențină căldura. Ok. Și așa va sta până mâine aici. Cu păturile astea o să mențină căldura mai mult timp, căldura constantă cât de cât. Va trebui să stea cel puțin o oră jumate ca să aibă loc procesul de pasteurizare. Trebuie să stea o oră jumate între 65 și 80 de grade. Și după aceea va trebui să răcească, bineînțeles că o să o las să răcească lent, până se va răci de tot, pentru că atunci când va trebui să punem grâu peste, nu va trebui să depășească temperatura de 25-28 de grade. Deci nu trebuie să aibă mai mult, pentru că atunci se va arde miceliu și nu va mai avea randament. Așa că au trecut mai bine de 24 de ore, săculeții noștri s-au pasteurizat. Acum să punem granele pe substratul nostru, în săculeți. Așa că avem nevoie de alcool ca să dezinfectăm, bineînțeles de granele noastre cu miceliu. Avem nevoie și de un sigilator ca să sigileze sacii, să sigilăm sacii. Și bineînțeles că avem nevoie și de un ac. Imediat o să vedeți ce o să fac cu el.
iau borcanele. Va trebui ca să le bat puțin, să desfacă miceliu, adică să desfacă grâu, să, pentru că el acum e consolidat și nu o să pot să-l amestec bine în sac. Așa că va trebui să-l facem ceva de genul. El s-a consolidat foarte, foarte bine aici. Nu știu dacă mai reușesc să-l... După cum am spus, l-am lăsat foarte mult și nu știu dacă mai reușesc. L-am lăsat foarte mult să consolideze și uite cum s-a făcut. S-a întărit aici, așa că am bătut bine borcanele, dar am bătut la ele de... mi s-a luat. Chiar dacă micelul nu se mai vede acum, dar el este acolo înăuntru în bobul de grane, de ovăz și ceea ce am pus eu aici. Acum haide să punem în fiecare sac. O să dezinfectăm puțin borcanele, o să-i dăm puțin cu alcool ca să nu se contamineze. O să dăm pe fiecare borcan. După cum v-am spus, trebuie să lucrăm steril, adică să lucrăm curat, pentru că nu vrem să contaminăm. Deși substratul pe care l-am pasteurizat acum e mai puțin, să zicem, expus contaminării, deci sunt mai puține șanse să se contamineze, pentru că l-am pasteurizat bine. În fine, acum desfac unul dintre borcane așa ușor și am să-l pun în sac. Ok. O să sturnăm aici. Și gata. Acum va trebui să-l sigilăm. O să încerc să bag cât mai mult aer în sac. Cu cât mai mult aer, cu atât e mai bine. Și îl punem aici la sigilat. Așa. Ok. Așa, s-a sigilat odată. O să-l fac de două ori ca să fiu mai sigur. Ok. L-am sigilat. Hai să-l verific dacă s-a sigilat. Da, ok, deci s-a sigilat bine. Acum o să-l pun aici înapoi. O să dau la o parte și să luăm pe următorul. Desfacem și pe ăsta. Și punem și în ăsta. Okay. Deci ăsta nu mai avem nevoie de ele. Ok, acum că am pus grâul tot sacii, acum va trebui să-i amestecăm. Va trebui să-i amestec. Și voi amesteca în felul ăsta. De aceea ne trebuia mai mult aer în sac, ca să putem să-l amestecăm. Că ne ajută foarte mult să-l amestecăm.
Ok, cred că e bine. Așa că l-am amestecat bine, dar trebuie făcut așa în felul ăsta amestecat, pentru că trebuie să ducă grâu în toate părțile, în tot substratul, ca să se poată să se consolideze bine în substrat. Acum îi vom face așa și îl vom... Acum micelul trebuie să respire și ca să poată să respire va trebui să-i facem niște găurele. Eu nu am decât acest ac, am să fac cu acul acesta, am să-i fac niște găurele. Așa că înainte o să-i dau cu puțin alcool să dezinfectăm ca să nu contaminăm. Bineînțeles că dezinfectez și acum. Așa. Și vom face niște găurele. Ceva de genul cu acum. Așa. Așa, prin găurele astea nu vor putea să pătrundă contaminanți. Ca să ne contamineze miceliu. Nu știu. Mai dăm cu puțin alcool ca să fim siguri că nu se contaminează. Ok. Acum îl voi pune aici și voi începe și cu celelalte. Și cu ceilalți. Ok, am terminat cu ultimul stac. Îi dăm frumos forma. Îi dăm și cu ăsta cu puțin alcool ca să îi dăm găurele. Ok, acum sacii noștri, săculeții noștri sunt gata pentru colonizat. O să-i pun undeva într-un loc unde să stea să colonizeze. Ei vor trebui puși ceva de genul. Nu va trebui apropiați unul de altul, va trebui lăsat un pic de distanță între ei, pentru că micelul când începe să crească pe substrat se va încălzi și de aceea are nevoie să circule aerul și trebuie pus într-un loc unde este ventilat. Are nevoie de un spațiu ventilat. Și ca să crească micelul bine, trebuie să stea între 20 și 23 de grade ca să se colonizeze bine. Ok, acum o să-i pun la colonizat și după câteva zile o să înceapă să se vadă, o să începe să aibă rezultate și cam după 10-15 zile deja săculeții o să devină complet albi. Deja după două zile încep să se văd rezultatele. Uitați că deja a început să iasă. Uitați aici, ia uitați și pe aici și pe aici și la sacul ăsta și aici. Deci ăsta e rezultatul după două zile. Deci la 5 zile de când i-am pus la colonizat, cam așa arată. Deja au început să se albească aproape complet. Dar bineînțeles că trebuie să devină albi, albi, albi. Trebuie să facă, dar uitați că evoluează. Așa arată după 12 zile de când i-am pus la coloniza sacii. Și uitați că deja au început să se albească. Deci ei s-au colonizat complet, aproape complet, că trebuie să devină alb, alb sacul. Și încă mai durează. Ăsta s-a colonizat bine, doar că nu a reușit să acapareze bine tot substratul, pentru că dacă nu a fost amestecat bine, ăsta nu l-am amestecat foarte bine și uite ce s-a întâmplat. Dar oricum el o să fructifice. A trecut o lună de zile de când am pus la săculeții la colonizat și deja au început să iasă primordiile,
Uitați și aici, a deja ieșit bine. Bine, ele au ieșit și mai de mult, dar nu am mai avut timp cu sărbătorile astea și le-am cam lăsat abandonate, să zicem așa, dar nu e o problemă. Acum va trebui să le pun la fructificat. Imediat o să vă arăt mai bine cum au ieșit primordiile. Uitați, după cum vedeți aici, deja au început să iasă primordiile și au ieșit bine. Va trebui aici undeva, va trebui să tai ca să-i dau voie să iasă, să înceapă să fructifice. Acum deja pot să-i pun la fructificat. După cum vedeți, la sacul ăsta a început să iasă primordiile undeva pe aici pe fund, așa că eu am să-i fac o incizie cu acest bisturiu. Am să-i fac o incizie cu un bisturiu. Partea de sus am să o strâng bine, partea de sus, și am să o leg ca să nu intre aer. Ceva de genul am să o fac. Și am să-i leg cu un elastic și am să-i fac niște incizii pe aici, pe unde sunt primordiile, pe lângă ele, așa frumos. Undeva pe aici. Păi așa să văd eu. Să vă arăt și vouă. Și am să fac o găurice pe aici. Am să tai așa frumos. Și ele o să iasă. Le fac un pic de loc pe aici. După cum vedeți, cam așa, avem una pe aici, să-i fac și aici, o incizie, ridic frumos așa, și după aia el, aici așa frumos, și mai văzusem pe aici pe undeva, dar cam atât, pe acolo, și aici am să mai fac. Și aici o incizie, frumos, ca să-i dăm drumul să înceapă și ea. Și ea după aia o să iasă frumos, o să las așa acopăr la loc, dar după aia o să trebuiască să pun la, îi va trebui umiditate ca să crească, va trebui să pun, imediat o să vă arăt tot sistemul. Ok, i-am dat drumul pe aici, ăsta am să-l pun ceva de genul, așa, am să-l pun cu fundul în sus, cum s-ar zice. Aproape că au început să iasă ciupercile, nu știu dacă se vede bine, așa că pe ăsta am să-l tai pe sus, am să-i tai toată partea de sus, frumos. Ok, și l-am tăiat așa, ia uitați aici deja să văd cozile la ciuperci, ele au ieșit așa lungi pentru că au căutat oxigen și de-aia s-au făcut așa. Nu au avut destul oxigen și din cauza asta au ieșit așa, au vrut să iasă la lumină, dar o să-și revină după ce o să le pun la fructificat. Acum le-am pus la fructificat, după cum vedeți aici, cum v-am mai arătat și la început, au început să iasă. Aici la fel, sacul ăsta la tot așa l-am deschis pe deasupra, că deja se văd primordiile, sunt o grămadă aici. Și aici l-am deschis. Pe aici am făcut niște incizii pe unde sunt primordiile. Acum le las aici la fructificat. Am aici umidificatorul. Trebuie neapărat un umidificator pentru că îi trebuie umiditate 80%, 70-80% îi trebuie umiditate. Așa că am să-i dau drumul și la umidificator. Ok. Am pornit umidificatorul. Am să închid sera, așa va sta mai bine umiditatea. Am acolo și indicatorul de temperatură, de umiditate. Acum este 54% umiditate. Bineînțeles că am și la ăsta, am setat. Când ajunge la umiditate 80%, deja se oprește singur. Am să închid sera frumos ca să mențină umiditatea, să nu se împrăștie. Și acum vom vedea rezultatul. După câteva zile o să înceapă să... Ele cred că în 10 zile deja pot să mănânc ciuperci. 10-15 zile, cam așa. Și cam asta este tot, oameni buni.
O să vă țin la curent și după ce o să înceapă să iasă ciupercile, o să mai fac un alt video scurt așa, să vedeți evoluția lor. Cam asta este tot, le-am pus deja la fructificat. Dacă aveți întrebări sau, eu știu, nelămuriri, puteți să lăsați în secțiunea de comentarii. Dacă apreciați ceea ce ați văzut, lăsați și voi un like și nu uitați să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o. Eu vă mulțumesc pentru atenție, să ne vedem cu bine până data viitoare. Pa, pa, oameni buni, și să aveți un an nou bun. Pa, pa!